să întoarce Ani Sagina Națională pentru meciurile de iunie, dacă ar fi să faceți un pariu? Eu am spus că Ianis va fi un pilon important în echipa națională a României, mai ales că eu sper din toată inima să-și revină din toate punctele de vedere, și medical, și din punct de vedere al formei sportive, absolut toate. Mai este până în vară, da? Până în iunie, și cred că va fi un pilon important pentru națională. Cum ați perceput tot ce a zis Gică Hagi în toată această perioadă? Se creează o falsă problemă. S-a discutat, nu mai are sens să mai redeschidem ce a fost. Cred că este o perioadă în care înțelegerea a făcut ca să nu se mai inflameze absolut nimic și este bine să fie așa. Dar dumneavoastră ați discutat cu el în ultima perioadă? Cu cine? Cu Ianis? Ați apucat să... Nu. Nu pot să discut eu, pentru că ar fi ciudat să intervin eu într-un dialog între el și selecționer. Selecționerul decide absolut tot acolo, în zona echipei naționale mari. Și atunci eu, dacă aș veni și n-aș fi, știu eu, pe aceeași lungime de undă cu Edi, sau aș interpreta altele anumite lucruri, s-ar putea naște... ar putea naște neînțelegeri. Și e mai bine de evitat acest lucru. După ce va lămuri clar Edi toată problema și a lămurit-o, sigur că încurajările vor veni și din partea mea direct la Ianis.